mă un pic, că vă zic eu. Și cum ai ajuns să te implici în această poveste? Bună seara, în primul rând mă numesc Ionuț Drăbău, sunt de la Bistrița. Am primit un telefon de la o persoană cunoscută și am auzit că sunt ceva persoane aici la vamă pe care le putem ajuta. L-am sunat pe maestru, eu practic kickbox de performanță, l-am sunat pe maestru meu Ionel Burduhoz, prin care l-a sunat pe maestru Mihai Constantin, să rezolvăm cumva de o cazare, de o mâncare, de ceva, și am încercat să ajutăm oameni, să-i aducem la un loc de cazare. Bun, ce ai făcut de când ai aflat povestea și până în momentul în care ai ajuns la Iași? Când am aflat povestea, l-am sunat pe maestru, l-am întrebat dacă mă poate ajuta cu microbuz. Am luat microbuzul, am pus niște bănuți, am băgat motorină, am venit după persoane, le-am adus și cam atâta. Bun, cum a decurs întreaga acțiune, să spun așa? Ai venit de la Bistrița, te-ai dus la Suceava la vamă? Da, am venit de la Bistrița, am mers la Suceava la vamă, am stat un pic acolo, am așteptat Crucea Roșie care a adus persoanele, le-am luat, ne-am îmbarcat și ne-am întors înapoi spre Iași. Pe drum, cum am spus, l-am sunat pe maestru Ionel Burduhoz, l-a sunat pe maestru Mihai Constantin, maestru Mihai Constantin a sunat cunoștință de a lui și a rezolvat de cazare. Ești sportiv de performanță, cum ți se pare toată această poveste, să zicem așa? Aici nu prea are o legătură cu sportul, are mai mult o legătură cu inima ta. Păi ceva wow când știi că poți să ajungi așa, prima dată te gândești că ar putea fi familia ta în joc. Și a doua parte, să faci bine tot timpul. Cum ți s-a părut primirea la Iași? A fost foarte ok, oameni cum se cade, ne-au ajutat cu cazare, ne-au ajutat cu mâncare, suntem destul de obosiți de pe drum, am făcut foarte mulți kilometri până la Suceava, de la Suceava înapoi la Iași, de la Bistrița la Suceava, tot așa aglomerație mare și e ok. Да, не помню. Ну, вот,